profesia pe care o ai e una. Jobul pe care îl ai astăzi e, mâine nu mai e. Конечно же, женщины знают Михаилу Тату и ее особую передачу. Известная ведущая из Румынии приехала в Кишинев для того, чтобы посетить клубу «Ностру». Ведущая встретилась с женщинами из Молдовы и 3 часа блистала своим умом и красотой. Acum mă duc acasă și acum mă întâlnesc cu oameni în țară, aștept acel format de televiziune în care să mă simt confortabil. Ведущая поделилась своими тайнами жизни, насколько сильна ее дружба с дочкой Иоанной, рассказала о разочаровании в браке, о сложности развода и, конечно же, поделилась опытом работы на телевидении. В начале 2000 года у девушки был явный успех на телевидении, однако из-за проблем со здоровьем она вынуждена была пожертвовать работой. Da, mi-e dor de televiziune, dar mi-e dor de acea televiziune adevărată, reală, care fie că vrem, fie că nu vrem să recunoaștem, este un mijloc de educație, e un factor decizional și este un formator de opinii și de modele. Și eu asta nu mai regăsesc în televiziunea de acum și... Девушка лишена комплексов. Говорит, что любить нужно людей такими, какие они есть. Ее не смущают лишние килограммы. Мы попросили несколько советов для молодых журналистов, но Михаила отказалась. Ну, дау сфатур, нам че сфат са деа. Дау. Doar trebuie să știi așa, o profesie pe care o faci din suflet este doar o profesie pe care o poți schimba. Jurnalistul astăzi poate să fie, mâine nu mai e, dar statutul de om adevărat nu ți-l ia nimeni. În concluzie, onestitate, sinceritate, autenticitate și când nu-ți convine ce vrea șeful, pleacă și găsește-ți drumul în altă parte sau eventual schimbă jobul. Noi ne oglindim în ceilalți, eu mă oglindesc în voi. În clipa asta stau de vorbă cu tine și transmit, telespectatorilor din Chișinău și telespectatorilor postului Muz TV, sănătate, fericire, bucurie și înainte de toate să nu uite să fie ei înșiși și adevărați.